Primăria Chișinău, în calitate de fondator al instituțiilor de învățământ din municipiu, a alocat suplimentar surse financiare din buget pentru organizarea grupelor cu program prelungit în anul de studii 2022-2023, transmite IPN. Potrivit sursei citate, măsura a fost luată ținând cont că grupele menționate nu se regăsesc în serviciile educaționale școlare obligatorii. Totodată, municipalitatea precizează că alocarea banilor pentru activitatea grupelor respective a fost făcută la solicitarea managerilor școlari, având în vedere numărul mare de elevi și de solicitări venite din partea părinților, profesorilor disponibili și spațiului necesar. Numărul de elevi în clasele și grupele cu program prelungit este stabilit de către administrația unităților școlare și aprobat de Direcția Generală Educație, iar acesta nu trebuie să depășească 30 de elevi. Programul zilnic de activitate în clasele sau grupele cu program prelungit are durată de 3 sau 6 ore astronomice. În anul de studii 2022-2023, în instituțiile de învățământ din Chișinău sunt înscriși în clasele primare aproape 41.000 de elevi.